Ce faceți, domnul frumoasă? V-am pus așa bună frumoasă. V-am luat pile pregătite. Nu știu da? Că urmează să fiți sărbătorită. Dar bine, puțin mai devreme la dumneavoastră. Un sincer și călduros la mulți ani. Să fiți sănătoasă, da, fericită. Și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie după bunul plac al inimii dumneavoastră. Doamne, mulțumesc! Noi suntem echipa surprize la tine acasă. Da, mi-am dat seama. Nu ce-o cunosc, mă urmăresc la TikTok. Astăzi pentru dumneavoastră avem o surpriză frumoasă. O surpriză care vine din inimă, cu multă dragoste și recunoștință. Din partea unor persoane dragi. Persoane care vă stimează, care vă respectă și vă iubesc necondiționat. Și care ar face orice doar ca să vă vadă cu zâmbetul pe buze. Da. Pentru că atunci când zâmbiți, sunteți cu de-a dreptul minunat. Și vreau să vă întreb, dacă bărbii și mi-ar fi putut să ne trimită astăzi seara aici la dumneavoastră? Cine? Băiatul cu nora și cu nepoțica. Așa zice. Da, sigur. Nu vă gândiți la nimeni, la cineva decât la dumneavoastră. Pentru că îmi fac chestii de genul ăsta și... Așa este. De fiecare dată. Dar nu mă așteptam să... să mă găsesc așa. Eu după voce am cunoscut-o că prima dată da. Nu știam, dar după voce mi-am dat seama cine e. Așa este, de la dumnealor venim și am zis că dacă fizic nu pot ajunge astăzi aici la dumneavoastră, măcar sufletește să o facă. Tocmai de asta ne-am... Eu cum îi simt lângă mine tot timpul și... Na, chiar dacă îți dă parte. Așa e, din păcate, ceilalți. Distanța vă desparte. Asta mii e, fiecare cu... Așa e, dar nu trebuie să vă... Important este să fie sănătoși. Așa, e cel mai important. Și fericiți. Așa este. Și dumneavoastră să fiți sănătoasă și fericită. Ca să-i bucurați. Cine-i trimis aici la dumneavoastră cu tare? Am aici un tortuleț, dacă nu puteți ajuta dumneavoastră. Și un buchet de flori. Puteți să-l țineți și pe acesta? Pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Cu mare drag. Dar să știți că nu vom pleca atât de repede, pentru că au decis să vă dedice și o melodie. Și haideți să vedem ce spune aceasta. Și cu siguranță n-ar vrea să mă vadă cu lacrimi, nu să știți. Și dumnealor pe dumneavoastră. Da, mult. Știu. Sunteți... Pe toți iubesc. Să vă trăiesc. Stai mei. Bucuriile vieții, bucuriile da, sufletului. Cea mai mare bucurie. Cea mai mare comoară, așa este. Să vă trăiască, să mulțumesc. Vă bucurați de dumnealor. Și Doamne ajută să vină curând cu toți acasă, să stați la o masă mare, să vă strângeți cu toți. Așa este. Să fim sănătoși toți, că contează. Asta e cea mai importantă. Sănătate. Să știți că noi mai venim la dumneavoastră și cu câteva cuvințele, câteva vorbe care vin din adâncul inimii, cu multă recunoștință pentru cea mai scumpă și mai iubită mamă. Și spune așa,
La mulți ani, iubită mamă, chiar dacă ne desparte o vamă, îți urez eu de departe, pentru mine ești aparte. M-ai iubit, m-ai învățat, m-ai crescut precum un soldat și mi-e dor de tine să mă întorc acasă în vine. Ești o mamă minunată, femeie determinată. Te iubim cu drag fiul Nora și nepoata dumneavoastră, Robert, Mădălina și micuța Antoniu. Vă iubesc, tot vă iubesc. Să vă trăiască. Da, spun mai mult de atât. Vă mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră, că v-am luat pe nepregătite și dacă ne și permiteți să aprindem și lumânărelele, să și suflați, să vă puneți dumneavoastră o dorință, două, mai multe, câte aveți să vi se îndeplinească toate. Să putem să ne mulțumesc, iubesc, iubesc enorm. Doamne, să fiți sănătoase. Mulțumesc, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Îmi pare rău că v-am pus.